Bună ziua, sunt Ilarion Boian și urmăriți Reperile Credinței. Suntem în perioada Triodului și această perioadă ne pregătește în mod deosebit pentru învierea lui Hristos. Această perioadă ne pregătește într-un mod deosebit prin postul mare care se apropie și de obicei lumea în postul mare se împărtășește. Iar creștinii ortodoxi de multe ori înțeleg greșit ce este împărtășania și cum ea trebuie administrată. În acest sens, vorbim cu părintele profesor Octavian Solomon despre împărtășanie și vorbim anume toate aspectele care țin de această practică. Bună ziua, părinte! Bună ziua! Suntem în perioada Triodului, cum am spus, și trebuie cumva să abordăm tematica Sfintei Împărtășaniei, pentru că este cumva un punct de reper pentru fiecare creștin. Este o tematică foarte, foarte mare. Nu știu dacă vom reuși într-o emisiune, două sau trei, ca să cuprindem mai multe aspecte ale Euharistiei, ale Sfintei Liturghii, dar pentru ca să-ți poți formula întrebările legate de Sfânta Împărtășanie, de Sfânta Euharistie, cred că ar trebui să facem o prefață, o generalizare la emisiunile care vor urma. Bine, și atunci despre ce ați fi vrut ca noi să abordăm în aceste emisiuni pe care le vom face împreună? Trebuie să cunoaștem care a fost învățătura Mântuitorului Hristos și a Sfinților Apostoli despre această sfântă și mare taină a Euharistiei și despre esența euharistică, da? Ortodoxia vorbește de trupul, de corpul euharistic cu sensul de carne, așa dacă ar trebui să vorbim într-o abordare sinonimică, și bineînțeles că cu sensul de sânge, sensul real de sânge a Mântuitorului Hristos. Într-adevăr, este o afirmație șoc, mai ales pentru înțelegerea evanghelică neoprotestantă, nefamiliarizată cu astfel de mărturisiri. Da, pentru că ei spun că adânși este doar un simbol, dar vom face și această temă. Da, ei mărturisesc simbolistica euharistică, noi mărturisim realitatea euharistică. În acest sens, probabil că vor apărea mai multe întrebări legate de canibalismul ortodox, de faptul că pâinea și vinul nu se schimbă în structura văzută cu nimic, dar noi mărturisim că este carnea trupului Hristos. O obiecție poate mai puțin întemeiată, dar sub aspectul văzut vedem darurile, le gustăm ca pâine și vin. Și ceea ce vrem să mărturisim unora poate li se pare o nebunie. Este o întrebare care trebuie neapărat să fie abordată. Da. Alte obiecții legate probabil vor fi de faptul că înălțarea lui Hristos s-a îndeplinit și trupește, adică la înălțare vedem că Hristos se înalță și cu trupul în slava lui Dumnezeu, iar pe pământ nu a mai rămas vreo porțiune, ca să spun așa, din trup pentru euharistie. Aceasta este o obiecție reformatoare până la urmă? Da, bineînțeles. Obiecția a fost ridicată de Jean Calvin și pot să-ți o notez ca o posibilă întrebare. Alte comentarii critice sunt legate de faptul că trupul lui Hristos nu a cântărit mai mult de vreo 70, poate 80 de kilograme. La martori am citit aceste constatări absurde și după cum au menționat ei, acel trup a fost consumat la primele euharistii și în consecință susțin aceștia că nu putem vorbi decât de o prezență simbolică, chiar dacă vreodată a fost vorba de o prezență reală. Cred că aceasta aparat nici nu trebuie de comentat, dar nou, comment, o notez ca o posibilă întrebare. Adventiștii, de exemplu, contestă Euharistia Catolică și prin extindere, bineînțeles, ridică pretenții către noi ortodoxii prin faptul că jertfa lui Hristos nu poate fi repetată în Euharistie. Pentru că jertfa a fost unică și irepetabilă,
Asta este părerea spiritului profetic Ellen White și multe alte comentarii legate de anumite cuvinte din ritualul euharistic. De exemplu, mai avem împunge agnețul, da? Junghi agnețul, frânge trupul lui Hristos. Preotul, după viziunea unora, devine prin gesturile acestea și cuvintele acestea călăul lui Hristos, cel puțin așa cred unii, și nu imaginea lui Hristos. Da, da, se ridică și astfel de obiecții. Bine, la noi, la ortodox, jertfa este repetabilă. Jertfa nu se repetă, da. La catolici ei vorbesc de o repetare a jertfii. Da. Modul în care nu tot se repetă jertfa, vom aborda, fiindcă este o tematică mult mai dificilă de înțeles. Pe lângă toate acestea, ar fi bine să evidențiem care a fost învățătura patristică, învățătura Sfinților Părinți despre Euharistie. Cred că ne vom duce la Consiliul Ecumenic al tuturor bisericilor, care aveau și sloganul Întoarcerea la Sfinții Părinți. Este da. Un punct de referire important. Bisericile ortodoxe, atunci când au intrat, o parte, când au intrat în Consiliul Ecumenic al Bisericilor, au intrat cu acest slogan ca să ne reîntoarcem la Sfinții Părinți și să vedem adevărata învățătură tematicilor dogmatice, da? Mai există și un alt mit, dacă tot am vorbit de Sfinții Părinți, după care noi ortodoxi chipurile abordăm înțelegerea acestei taine într-o formă dogmatizată catolică. Mai ales că am acceptat în ortodoxie și termenul de transubstanțiere, un termen de origine scolastică a Bisericii Apusene. Bine, vom aborda și acest termen, cu toate că el a fost aprobat de la Sinodul de la Trident. Sinodul Tridentin a fost primul care a dogmatizat acest termen, dar să nu uităm că el a avut corespondent în limba greacă și este un corespondent care redă exact aceeași paradigmă, aceeași idee dogmatică pe care o redă și transubstanțiere. Da, este un capitol care ar fi bine să-l discutăm. Bineînțeles că tot în acest sens ar trebui să vorbim, dacă tot am abordat terminologia Euharistiei și receptarea acestei terminologii de-a lungul timpului. Ce sens au pus Sfinții Părinți într-o anumită terminologie este foarte important și dacă Sfinții Părinți, prin terminologia pe care au folosit-o, au avut în vedere transformarea euharistică a pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos. Și sunt și alte mențiuni legate de alți termeni, ca amintire, de exemplu. Bun, despre amintire, că facem anamnezis. Chiar ca un capitol apart, pentru că este da, o tematică foarte dificilă, această amintire de Hristos, care este folosită în contextul cinii Domnului, cum spun evangheliștii neoprotestanți. Ce presupune această amintire? Ar fi bine, într-adevăr, să facem o emisiune aparte. Ce consecință spirituală provoacă împărtășania cu trupul real al lui Hristos și care este semnificația unei împărtășiri cu simbolul trupului, așa cum declară neoprotestanții. Cred că toate acestea ar trebui cumva să le abordăm în emisiunile care vor urma. Cel puțin, poate dacă nu chiar punct cu punct, cele mai importante tematici le vom aborda cu siguranță, pentru că este important. Este foarte important Sfânta Euharistie. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Și, prin urmare, la tot ceea ce ați spus acum, prima întrebare ar fi despre Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtășanie, pe care evanghelicii sau protestanții o numesc Cina Domnului. Da. Cred că este una dintre cele mai controversate teme și trebuie să începem cu asta. Și ce face această temă ca să fie așa de controversată până la urmă? Într-adevăr, este o tematică discutată în contradictorii, este discutată divergent.
deoarece este abordată diferit de către diferite comunități și confesiuni creștine. Fiecare mișcare privește dintr-un alt unghi tot acest ceremonial al euharistic și fiecare mișcare distinge acel aspect din ritual care îi se potrivește cel mai bine cu mărturisirea de credință a grupului, da? Sau cu principiile de credință, dacă n-au o mărturisire de credință exactă. Fiindcă sunt și mișcări care zic că noi ne conducem numai după Biblie, nu avem o mărturisire oarecare, da? Părinte, totuși dacă noi citim Noul Testament, atunci ar trebui să fie clară interpretarea Sfintei Euharistiei sau nu? De ce doar așa de multe gânduri diferite pe tematica dată? Ai dreptate. Dacă citim textele biblice, mi se par că sunt foarte clare, așa, la prima lectură. Și dacă le citim așa într-o destindere liniștită, stând în fotoliu, în colțul de relaxare, da. Dar atunci când începem să facem un studiu tematic, un studiu complet, claritatea dispare și apare din paginile Scripturii așa perspectiva Sfântului Apostol Petru, care spunea despre epistolele confratelui său Pavel că acelea cuprind, cum spunea el, că acelea cuprind texte cu anevoie de înțeles, parcă da, pe care neștiuitorii, spunea el, că le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi spre a lor perzare. Noi ortodoxii, atunci când întâlnim astfel de texte, le citim cu ochelarii patristici, da, sau cel puțin privim măcar printr-o lentilă către Sfinții Părinți care au avut cei părerea lor și acea părere este cumva a fost de multe ori într-o simfonie cu ceilalți părinți, a fost aprobată, poate a ajuns la un acord dogmatic sau un sinod. De aceea noi textele dificile neapărat le corelăm cu Sfinții Părinți. Totuși, Părinte, emisiunea noastră cumva ne-am obișnuit să le facem pe anumite dovezi concrete. Și în această ordine de idei vreau cumva să dați și câteva exemple concrete. Exemple biblice referire la tematica noastră sau în general? Nu, clar, exemple referitoare la Sfânta Euharistie, la Cina Domnului. Păi cu referire la tematica în discuție, hai de exemplu să vedem ce a fost această cină a Domnului de care vorbești. A fost o masă tradițională de Paști, așa cum ne spun foarte clar evangheliile sinoptice, adică cele trei evanghelii, Matei, Marcu, Luca, sau a fost o masă distinctă de cea pascală, așa cum ne precizează de altfel Evanghelia după Ioan. S-ar părea că dovezile sunt foarte convingătoare pentru o părere, însă tot la fel de convingătoare este și cealaltă părere, să știi. Fără intervenția Sfinților Părinți și fără a lua în seamă continuitatea unor rânduieli pe care le avem în Biserica Ortodoxă, de exemplu pâinea dospită și altele, este foarte greu să stabilim ce fel de masă a fost aceasta. Ioan, de exemplu, datează cina și patimile cu o zi înaintea celorlalte evanghelii, adică cu o seară înainte de răstignire. În ziua răstignirii și morții Domnului erau junghiați miei pentru masa pascală iudaică cu tot ritualul de la templu. Prin urmare, Paștele iudaic nu se mâncase încă, cel puțin din perspectiva Sfântului Evanghelist Ioan. Și atunci... Nu bine, și atunci, dar ce era acest ritual? Era un fel de binecuvântare a pâinei și a vinului, sau nu? Păi asta e și întrebarea, ce a fost acest ritual? Putea să fie o masă de întrunire de grup special religios înainte de Marea Sărbătoare, așa cum aveau și farisee și alte grupuri, un fel de comuniune, hai să spunem așa, de ajun. La această întrunire
putea să se rostească, bineînțeles, cu o rugăciune specială, se consuma un pahar de vin, asemănător cu întrunirea de la cina cea de taină. Putea să fie o masă de Paști, hai să-i spunem, neîmplinită, sau mai bine zis, grăbită, pe care primii evangheliști au identificat-o impropriu, hai să spunem așa, cu masa pascală. Și câte și mai câte păreri se pot pune în discuție. De exemplu, în lumina descoperirilor contemporane, mai ales după descoperirea sudurilor de la Qumran, de la Marea Moartă, au apărut dovezi că existau tradiții diferite de calculare a sărbătorii pascale. De ce n-ar fi fost posibil să ne gândim la faptul că într-un fel calculau fariseii data pascală și într-un alt fel calculau saducheii. Bine, poate nu e exemplul cel mai bun, dar descoperirile recente dovedesc și această teză, adică existau grupuri care calculau diferit Paștele. Sau este posibil ca Hristos să fie încărcat ultima cină cu tot simbolismul pascal, deși nu era Paștele, așa cum ne spun sinopticii, adică primii trei evangheliști. Deși ca dată de prăznuire era diferită, așa cum ne mărturisește cu lux de amănunte Sfântul Evanghelist Ioan. Ei, uite, pentru a înțelege corect astfel de texte, noi ortodoxii apelăm la părinții timpurii ai bisericii și credem că ei, trăind într-o perioadă și într-o cultură mai apropiată de cultura timpului și de scriile Noului Testament, de scriile evanghelice, au înțeles și au redat mai bine toată semnificația acestor texte ale Noului Testament. Scrierile Noului Testament și scrierile evanghelice și a celor Sfinților Părinți, ei ce spun? Cum trebuie denumit corect cina Domnului sau Sfânta Împărtășanie sau Euharistie sau Comunicatură? Care este titlul corect și dogmatic? Sau dacă este în general un titlu care descrie pe deplin acest ritual? Cum putem să numim corect? Putem să abordăm orice termen, cină, masă, împărtășanie, ca echivalent al termenului de comuniune al protestanților, că și protestanții folosesc termenul de împărtășanie sau de comuniune. Jertfă fără de sânge, putem să-i spunem ritualului pentru iertarea păcatelor, noi îi spunem, spre deosebire de protestanți. Putem să folosim termenul timpuriu de frângere a pâinii. Eu nu cred că este bine să absolutizăm un termen, ci mai repede cred că ar trebui să vedem ce încărcătură dogmatică pun în acel termen ortodox și ce încărcătură dogmatică pun catolici și ce încărcătură dogmatică pun protestanți, indiferent de termenul pe care îl folosim. Totuși, oricum, ideea era care termen este biblic și care este extra-biblic. Da, sunt toți termenii, cred că sunt biblici. De exemplu, în epistola către Corinteni, da? În epistola către Corinteni, în prima epistolă către Corinteni, capitolele 11, capitolele 10, apar acești termeni, termeni de împărtășanie, împărtășire, da? Iarăși apostolul Pavel vorbește de paharul Domnului și de masa Domnului pe care nu le putem lua împreună cu paharul dragi. Face o comparație în această epistolă către Corinteni. Faptele apostolilor, iarăși chiar de la început, prin capitolul 2, ne vorbește de frângerea pâinii și Luca, cred că termenul folosește și Luca termenul de frângere a pâinii. Bineînțeles că acest termen de frângere a pâinii s-a generalizat, da, în perioada primară. Dar nu credeți, părinte, cumva că Euharistia, numind-o cu termenul de frângere a pâinii, cumva
duce la înțelesul catolic de azi, mă, pentru că până la urmă de potier nu se spune nimic acolo, este doar de pâine. Catolicii se împărtășesc numai cu azimă fără potier. Păi nu, fiindcă frângerea pâinii este expresia care desemnează Euharistia completă, nu doar împărtășania cu pâine și omiterea potierului. Faptul că nu este menționat de multe ori paharul sau cupa sau potirul, asta nu înseamnă că din ritualul frângerii pâinii, din ritualul euharistic, el a fost înlăturat. Frângerea este, nu știu, expresia specifică pentru ritualul complet. Dacă apostolul Pavel sau vreun apostol ar fi adus ceva schimbări în ritual, categoric ni s-ar fi specificat acest lucru. Și catolicii au înlăturat împărtășania cu din potir mult mai târziu, este o practică care este foarte târzie. Bine, dar atunci, dar de unde s-a luat acest termen de euharistie și ce înseamnă el de fapt? Euharistia vine tot din Corinteni. Corinteni, capitolul 11, ne vorbește, acolo rememorează Sfântul Apostol Pavel noaptea în care s-a săvârșit cina Domnului și spune că în noaptea în care a fost vândut, a luat Mântuitorul pâinea și mulțumind. E acest cuvânt de mulțumire în greacă are echivalentul de euharistie. Și afrânt-o, deci euharistia, creștinii sunt mulțumitori prin excelență, creștinii ortodoxi sunt mulțumitori prin excelență și prin definire liturgică în fața Domnului. Noi primim darurile de la Dumnezeu și le orientăm pentru a fi transfigurate, da? Le orientăm tot către Dumnezeu. Dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate. Asta este în canonul euharistic al Sfintei Liturghii, în ultima parte, în care se numește liturghie euharistică, da? Preotul oferă lui Dumnezeu cinstitele daruri care de fapt sunt ale lui Dumnezeu. Pâinea și vinul le primim ca pe niște produse ale binecuvântărilor divine și care sunt pregătite pentru prefacere și în trupul și în sângele Mântuitorului. Darurile sunt date de Dumnezeu și sunt orientate prin ridicarea încrucișată tot către Dumnezeu pentru a fi sfințite imediat după acest ritual. Totuși, dacă vorbim de termen și ați explicat termenul de euharistie, dar euharistia se face mulțumire. În Sfânta Liturghie, în cadrul Sfântei Liturghiei, atunci de unde s-a luat și termenul de liturghie? Este unul biblic sau nu? Liturghia este de fapt o slujire. Iar slujirea în fața lui Dumnezeu are oricum un profund înțeles biblic. Da? Nu putem să negăm faptul că la început acest termen avea înțelesul de slujire publică, da? Era slujirea unui funcționar. Însă cu timpul acest termen a primit o conotație creștină și din slujire publică, statală, administrativă sau juridică, liturghia capătă o conotație de slujire religioasă, slujire divină, da? Un creștin din primele secole, el înțelegea prin termenul de liturghie tot ceea ce înțelegem și noi astăzi prin termenul de liturghie sau nu? Sau el avea altceva în vedere? Și da, și nu. De ce? În perioada timpurie a bisericii, liturghia avea un înțeles mult mai extins, așa. Liturghia era toată lucrarea sacramentală a unui preot. Și chiar și partea misionară era denumită liturghie. Astfel, încet, încet, termenul a început să fie delimitat. Adică, încet, încet, termenul s-a restrâns doar la actele de cult și la slujirea preoțească, în general. Iar în secolele 5-6, cred că, prin liturghie deja se înțelegea mai ales cina cea de taină și actele cultice care erau legate de această cină. Și ca ultima întrebare la această temă, dacă tot vorbim despre termeni și așa la general, termenul de liturghie are bază biblică sau nu? Pentru că
liturghie, cum am și spus, este centrul creștinismului, iar Euharistia face parte din liturghie. Și dacă mergem mai departe pe Euharistie, trebuie să înțelegem cuvântul liturghie complet. Da, este un termen biblic, termen specific Scripturii, fiindcă termenul era folosit încă din Vechiul Testament, în ebraică, termenul era avoda. Ei, acest termen a fost tradus în Septuaginta greacă, traducere folosită de Sfinții Apostoli ca liturgheo sau liturgis, da? Desemna lucrarea sau slujirea în Vechiul Testament, atât religioasă, în serviciul sinagogii, dar putea să aibă o conotație și în afara sinagogii, în afara templului, da? În Noul Testament, pe undeva se restrânge deja definirea termenului la slujirea, doar la slujirea religioasă, da? De exemplu, când s-au împlinit zilele de slujire la templu a lui Zaharia, zilele liturgiei lui la templu, în traducerea greacă, dacă ne uităm în textul original, o să vedem acest sens, liturgias avtu, deci liturgiei sale, sau în Evrei, unde se vorbește despre arhiereul nostru cel ceresc, care a dobândit o slujire, o liturghie cu atât mai osebită, cu cât este mijlocitorul unui testament mai bun, așa cum deci vedem că termenul este liturgic. Dacă există vreo suspiciune că terminologia Bisericii Ortodoxe nu este o terminologie biblică, această suspiciune este neîntemeiată. În ritul occidental latin, liturgiei îi se spune mesă, mesa liturgică, da? Mesa romano-catolică. Și niciodată în terminologia occidentală acest termen nu a fost extins spre alte slujiri, pentru altă slujire. Nu s-a întâmplat ca în ortodoxie, când de la un înțeles extins să se restrângă doar la cina euharistică. Bine, părinte, cred că pentru generalizarea emisiunilor care vor fi mai departe, este destul să ne oprim aici. Mai departe, vă mulțumesc pentru invitație, sperăm că o să avem în continuare nu știu câte emisiuni, dar vom face mai multe emisiuni pe această tematică. De mult ne-am văzut și cred că e cazul să facem recuperăm câteva emisiuni. Da. Doamne ajută! Da, mulțumesc pentru explicații. Doamne ajută! La revedere, pentru mai mult data viitoare!